Bună ziua, dragi bunici! Eu sunt Bogdan Vârzaru și lucrez ca și instructor de fitness. Pentru că este o perioadă dificilă pentru noi toți, să stăm închiși în locuințele noastre, este foarte important pentru sănătatea noastră și fizică și mentală să fim cât mai activi. În sprijinul acesta vă propun să facem câteva exerciții împreună. O să începem cu exerciții de gimnastică foarte simple pe care puteți să le faceți oricând, oriunde, nu necesită niciun fel de echipament special. O să începem de la gât spre partea de jos a corpului. Întinde brațele, deschide umerii, pieptul sus, gâtul întins, aplecăm capul în lateral într-o parte și în cealaltă parte. Inspiră, expiră. Lent, sus. Aș vrea să faceți câte 10 repetări pe fiecare parte. Lent, jos, îndrept. Lent, jos, îndrept. După 10 repetări pe fiecare parte, întoarcem capul cu privirea în lateral, într-o parte și în cealaltă parte. Inspir adânc, expir lung. Inspir, expir. Inspir, expir. Din nou, 10 repetări într-o parte, 10 repetări în cealaltă parte. După ce am terminat cu gâtul, ne mutăm către umeri. Cu brațele întinse, degetele poate să stea întinse sau pumnii strânși, rotește umerii sus, înapoi, jos și din nou înainte. Sus, înapoi, cât mai amplu. De 10 ori înspre înapoi, cam 10 repetări o să fie fiecare exercițiu de astăzi. Este un număr minim. 10 răsuciri spre înapoi, rotații, și 10 spre înainte. Inspiră adânc, expiră lung, fără să te grăbești. Bun, după ce ai terminat cu umerii, cu brațe, cu tot, 10 rotații spre înainte, lent cât mai amplu, spre înainte, cu spatele lung și drept, trage de brațe înapoi, ridică-le lung și înapoi. După 10, 10 rotații înspre înapoi. Perfect, foarte simplu până acum. Coborăm și mai mult cu palmele în shoulder, spatele drept, rotind corpul lateral, înainte, lateral, înapoi. Lent și am. 10 rotații într-o direcție. După 10 rotații, schimbă direcția în cealaltă direcție. Inspiră și expiră. Destul de simplu. Acum, la final, aș vrea să vă propun un exercițiu puțin mai greu. Putem să folosim un scaun mai mic, sau dacă nu aveți un scaun, putem să folosim chiar un fotoliu mai mare. Okay? Încercăm de la început cu fotoliu. Ne așezăm înaintea fotoliului, cu spatele drept, întinde brațele înainte. Coboară lent, atinge ușor fotoliu și te ridici. Lent jos, atingi și te ridici. Lent jos, cu spatele drept, atingi și te ridici. Lent, ridică brațele, privește înainte și te ridici. Dacă este prea simplu cu fotoliu, putem să luăm ceva mai jos, un scaunel, îl așezăm între tălpi, între încălcâie, la fel, cu spatele lung și drept, umerii larg deschiși, bărbia sus, întinde brațele înainte, coboară lent, atinge și te ridici. Coboară lent, atingi și te ridici. Lent, atingi și te ridici. Cam astea sunt exercițiile pe care vi le propun eu să le faceți dimineața, după trezire, după ce ați mâncat. Puteți să mai stați puțin și după aceea să le faceți. Sau la prânz. Cel puțin o dată pe zi. Nu durează mai mult de 10 minute. Aveți grijă de voi.